Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
la croce a pos victorio. Prețul a plătit cu sânge prețios. Prețul a plătit cu sânge prețios. Haideți împreună să lăutăm pe Dumnezeu. Întotdeauna când ne adunăm împreună avem această dorință ca Dumnezeu să vorbească ceva inimii noastre, să plecăm din acest loc ajutați, încurajați și stârniți. Amin. Haideți să ne rugăm de asemenea în această seară pentru mai mulți oameni în orașul nostru care să-L primească pe Dumnezeu în inima lor. Sunt mulți oameni în acest oraș, mulți tineri care sunt disperați, care sunt frânți înăuntru lor, care caută o speranță, încearcă să găsească acea speranță în alcool, în droguri, în imoralitate, în orice. Și să ne ajute Dumnezeu ca să putem ajunge la acești tineri, să le spunem Evanghelia, să le spunem ce a făcut Iisus înăuntru nostru și ce poate să facă pentru ei. Amin. Haideți să ne rugăm împreună, haideți să strigăm la Dumnezeu în această seară. Dacă tu ai o nevoie de rugăciune, poți să ne spui care e nevoia ta, să ne rugăm pentru tine. Facă-ți rușine în timp ce ne rugăm cu toții, poți să deschizi gura ta, să spui: Doamne, uite, asta e nevoia mea, te rog să mă ajuți, te rog să intervii în viața mea, să te miști pentru mine. Dumnezeu e un Dumnezeu bun care vrea să răspundă la rugăciunile noastre. Amin. Haideți să ne rugăm cu toții, haideți să strigăm la Dumnezeu împreună și apoi aș vrea să rog pe Ștefan să deschidă rugăciune. Aici sunt pastorii pionieri care au plecat din biserica din Ploiești. Biserica noastră din Ploiești a trimis câteva biserici și în Galați, în Rusia, Bulgaria, între Bobiște, București, Timișoara și aici în Bacău. Și să le rugăm pentru acești pastori ca Dumnezeu să-i ajute, ca Dumnezeu să zidească biserici în locurile unde sunt și ca biserica din Ploiești să planteze alte biserici și alte biserici și într-o bună zi să dăm multe pagini cu poze și să ne ajute Dumnezeu să atingem această țară pentru Iisus. Amin. Haideți să strigăm cu toții și Ștefan o să deschidă rugăciune. Amin. Doamne, te rugăm în numele lui Iisus să te miști, Tată, în această seară, Doamne, să te miști și să ne vorbești prin slujba de biserică, să lucrezi, Tată, la inimile noastre și la viețile noastre. Doamne, avem nevoie de Tine, de ajutorul Tău în acest oraș, Doamne, ca Tu să zidești o biserică, ca Tu, Doamne, să mântuiești niște suflete prețioase, Doamne, în acest loc. Te rugăm, atinge toate nevoile din acest loc, Doamne, și atinge fiecare pastor, Doamne, și atinge fiecare slujbă de biserică din această seară, oriunde sunt, în numele lui Iisus. Mă rog, Doamne, pentru că te zic în acest oraș, pentru ca să ne vorbești în această seară, fiecare în parte. Mă rog, pentru fiecare nevoie în această sală, în numele lui Iisus, m-am rugat, amin. Amin. Bine ați venit la biserică, haideți să ne salutăm în voastră, haideți să ne salutăm. Adrian, de ziua i-am văzut camera. Să mai înveți? Era ce e bătaie. Steaua. Steaua. Nu joacă bine. Hai, tati, stai jos. Thank you.
să fii cinste, merită să aibă niște oameni care să vină și să-i cânte. Oamenii cântă în generația noastră despre tot felul de lucruri, despre bani, despre avere și ce minunat când Dumnezeu găsește niște oameni, mai ales niște tineri, care să vină împreună și să cânte despre Iisus, să cânte despre Dumnezeu și Dumnezeu se uită cu plăcere când se întâmplă acest lucru. Amin. Puteți să luați loc, o să vină ați venit. În seara asta o să avem un film de la conferința noastră cu evangelizarea lumii. În acest film o să vedeți cam ce fac bisericile noastre peste tot în lume, felul în care ies pe stradă și tot ce se întâmplă. Sunt sigur că o să fiți stârniți în inima voastră. Dimineață a fost o predică despre a vorbi cuvinte pozitive, despre faptul că Dumnezeu vrea ca noi să fim niște oameni care vorbesc pozitiv, care vorbesc cu credință. Dumnezeu urăște un duh negativ. Sunt unii oameni care tot timpul vorbesc negativ. Dumnezeu vrea să elibereze pe oameni de un astfel de duh și să ne dea un duh al credinței, un duh pozitiv, un duh care ne ajută să ne bucurăm de viață tot restul ei. Amin. Ok, miercuri o să avem din nou programul în acest loc la ora 7. Miercuri la ora 7, la ora 6 o să fim aici, o să fie deschisă sala. Deci miercuri la ora 7, vineri și sâmbătă, vineri la prânz o să plecăm la Bușteni, Gura Diham, la Bușteni, spre Brașov, pe Valea Prahovei. O să avem un minunat cencele bărbați, o să mergem cu corturile, o să facem un foc de tabără, o să facem mâncare la ceaun, o să avem un tip extraordinar. Toată treaba, cred că o să coste în jur de 50 de lei, drumul și mâncarea și așa mai departe. Dacă vrei să vii, plecăm vineri pe la prânz și ne întoarcem sâmbătă seara și o să avem un tip extraordinar. Amin. În afară de Natalie, pentru toată lumea. Și cu ei. Amin. Ok. Că la sfârșitul lunii o să mergem la ploie și o să mergem cu toată lumea. Ca să nu se supere la tăia. Ok, amin.